O vacanță la mare anul acesta poate pune probleme serioase bugetului românilor. Unele locații de pe litoralul Mării Negre percep tarife de lux, ca pe coasta de Azur. Sezonul estival la malul mării este întoi, iar turiștii deja se bucură de vacanță pe litoral, însă anul acesta au sesizat că trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Un sejur în Mamaia s-ar putea să coste cât o vacanță într-o țară exotică. O imagine postată pe rețelele de socializare a făcut furori. Este vorba despre un bon de la un restaurant sau o terasă de pe litoral, unde pentru două pizza, un suc, o bere și două cafele s-a plătit suma de 215 lei. Comentariile nu au întârziat să apară, românii fiind surprinși de noile prețuri. Un expreso lung a costat nici mai mult, nici mai puțin de 15 lei. Pentru un suc de 250 de ml s-a plătit tot suma de 15 lei. Pentru o bere de 330 de ml, 25 de lei, iar pentru o pizza, 80 de lei. Prețurile au explodat în acest an pe litoral și nu doar la cazare sau mâncare, ci chiar și la șezlongurile de pe plajă. Anul acesta sunteți nevoiți să dați mult mai mulți bani pe șezlong, iar tarifele diferă în funcție de stațiune. Sezonul estival de anul acesta este unul dintre cele mai așteptate, pentru că vine după 2 ani în care pandemia a impus tot felul de restricții. Din păcate, dacă starea de spirit a românilor este la cote înalte, buzunarele sunt mai goale, iar prețurile din acest sezon vor fi greu de digerat.